Bine te-am regăsit! Lecția de astăzi te va conduce în tainele mutațiilor ca sursă a variabilității și a evoluției organismelor. În urma lecției de astăzi, vei putea clasifica tipurile de mutații și vei putea percepe fenomenul mutațional ca pe o sursă primară a diferențelor fenotipice dintre organisme. Mutațiile pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii. Ele pot fi naturale, apar spontan fără intervenția omului, sau artificiale, sunt produse în laborator. În funcție de celulele afectate, pot fi gametice, care se transmit ereditar, și somatice, care pot fi observate în cazul individului la care apar. În funcție de cantitatea de material genetic implicată, sunt mutații genice, cromozomiale și genomice. Îți reamintesc, gena reprezintă un fragment dintr-un cromozom. Un cromozom este format din mai multe gene, iar genomul reprezintă setul redus la jumătate de cromozom. Cea mai mică unitate mutațională care poate afecta gena o constituie perechea de nucleotide, iar mutația se numește punctiformă. În urma mutațiilor cromozomiale, se produc restructurări cromozomiale. Iată câteva exemple de restructurări cromozomiale rezultate în urma mutațiilor. Deleția reprezintă pierderea unui segment cromozomial. Duplicația constă în dublarea unui segment cromozomial. Translocațiile constau în schimbarea de fragmente inegale de ADN între cromozomi diferiți. Inversiile reprezintă inversarea poziției unui fragment de ADN în cadrul aceluiași cromozom. În cazul mutațiilor genomice, este afectat numărul de cromozomi, autozomi sau heterozomi. Acest proces, realizându-se prin non-disjuncția omologilor, în timpul meiozei. Rezultatul îl constituie mărirea sau micșorarea numărului de cromozomi caracteristic speciei, prin prezența sau absența cromozomilor dintr-o pereche. Prezența unui cromozom suplimentar se numește trisomie, iar în cazul absenței unui cromozom dintr-o pereche, este vorba despre monosomie. Bolile corespunzătoare situațiilor amintite vor fi discutate în cadrul lecțiilor viitoare. Variațiile fenotipice rezultate în urma mutațiilor sunt importante în procesul de adaptare al organismelor la mediul de viață. Reprezintă o sursă necesară pentru evoluția speciilor. Sunt utile omului pentru crearea unor soiuri de plante sau rase de animale. Însă, multe mutații sunt dăunătoare, fiind capabile să producă boli sau sunt letale.